Ei deja au studiat materialele și probabil... El e ședința de comisie. Hai, bună ziua, ședința de la ședința Consiliului Local, ordinară de data de 24.08.2018, ședinței convocate din dispoziția primarului 169 din 90.08. Ședința este legal constituită, consultând comitarii prezență, suntem în prezența majorității consilierilor. V-aș dori pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Domnul Lazar, domnul propuneri pentru domnul Niță. Alte propuneri? Cine este pentru domnul Niță președinte? Împotrivă, se abține cineva? Domnul Niță. Bine, domnule Șilă. La ședința de ziua de azi, se convocă Consiliul Local al Comunei Ștătoare de Bacău, ședința ordinară pe pentru data de 24.08.2018, ori de 10, care se va ține în sala de ședință a Consiliului următoare proiecte de al ordinii de zi. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind decontarea călătoriei pe insulațele de transport ale cadrelor didactice pe luna iulie 2018. Proiectul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de anul 2018. Proiectul 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea PAR pentru comuna Sturgoi. 4. Diverse. Dacă mai este altceva la ordinea de zi, dacă nu mai aveți dumneavoastră altceva la ordinea de zi, am eu un proiect de hotărâre. Și anume un proiect de hotărâre primit la aprobarea Asocierii Comunei Strugari, ca membru fondator la înființarea Asociației Dazlău Verde, ADI Dazlău Verde, a actului constitutiv și statutului Asociației ADI Dazlău Verde. Ca să știți despre ce este vorba, este vorba despre o asociație în care noi, Primăria Comunei Strugari, Comuna Strugari, dorește să se asocieze cu Comuna Berești Dazlău, cu Comuna Scorțeni, Comuna Solonț, Poduri, așa, era vorba și de Berzunți, să vedem dacă iau și hotărârea. Dar nu, o să fim membri fondator noi. După aceea o să poată afilia orice dar, comună. Ca să vă spun despre ce este vorba, în baza asocierii care se va face, putem să accesăm fonduri, având în vedere că suntem limitrofi cu ei. Pe diferite obiective. Drumuri, ape, canal, gaze, dar asta vizează zona de gaze. Și dacă o să fie o posibilitate, să facem și noi parte în asociație și demarăm împreună un proiect pentru înființarea rețelei. Dacă sunteți de acord, să spuneți pentru aprobarea ordinea de zi. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este? Da, și cu obținerea să mulțumim. Și dacă tot ce la urmat proiectul, să vă spuneți pe ăsta. Da, și la pică și pică ăsta. Nu poate că pe ăsta și pică o pică mai proiectul. Da. Și o pică mai proiectul ne poate să ne privească și un comunic. Asta e. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Asocierii Comunei Strugari ca membru fondator la înființarea Asociației ADI Dazlău Verde, a actului constitutiv și a statutului asociației, propune la articolul 1 că se aprobă participarea Comunei Strugari ca membru fondator la înființarea Asociației ADI Dazlău Verde, se aprobă la articolul 2 actul constitutiv al Asociației ADI Dazlău Verde în forma prezentată în anexa 1 la prezenta hotărâre, la articolul 3 se aprobă statutul Asociației Dazlău Verde în forma prezentată în anexa 2, se stabilește sediul Asociației ADI Dazlău Verde, mai am spus că e bine să fie la Dazlău, Berești Dazlău, având în vedere că e la mijlocul distanței dintre cele aproximativ celelalte comune. Articolul 5. Se aprobă participarea OADI Comuna Strugari la patrimoniul inițial a Asociației ADI, Dazlău Verde, cu o contribuție numerară de valoare în valoare
valoare de 500 de lei și asume de 1000 de lei reprezintă o contribuție anuală pentru susținerea activității asociației. Care fac decontările pentru astea 414 lei.
Este vorba de contabil și de ceilalți profesori care au venit prin corejare, fiind pentru a înmâna niște documente pentru înscrierea la liceu sau la instituție. Dacă sunt discuții la acest proiect, punem la vot. Cine este pentru? S-a abținut cineva? Da, eu mă abțin. Domnul Hanganu s-a abținut. La următorul proiect pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 2018. Dumneavoastră știți că pe raza localității noastre, în perioada iulie-august sau iunie-iulie au fost niște evenimente care au distrus, să spunem, infrastructura locală de rutieră. În urma solicitărilor făcute, cei de la ISU, sub coordonarea Prefecturii și a Consiliului Județean, au venit și au făcut investigații și au constatat că pierderile suferite din comuna noastră au fost în jur de 4 miliarde lei, 4 miliarde sau 400 mii lei, așa, au înaintat guvernul și guvernul a făcut o rectificare în sensul că și comunii Strugari a fost repartizată o sumă din fonduri la nivelul antrenorului guvernului. Bineînțeles că suma nu a fost cea pe care a găsit-o cei de la ISU și care noi am solicitat-o și care a fost reală, dar rectificarea pe care o avem astăzi și pentru care am propus rectificare este de 158.000 lei. Adică din 400.000 de lei s-a dat o sumă de 158.000 lei. Spune că este insuficient pentru că nu reușim să-i facem treaba cu suma aceasta. Noi încercăm ca pe toate drumurile care au fost afectate să ne facem datoria să refacem cât de cât situația care a fost înainte de inundații sau de evenimente necuvite. De aceea, la articolul 1, majorarea bugetului de venituri prin rectificarea bugetului local cu o sumă de 158.000 lei, sume din fondul de intervenție la dispoziția guvernului. Această sumă va fi la capitolul 84, la transporturi, în sumă de 158.000 lei. La articolul 3, propun actualizarea listei de investiții conform anexei care face parte. Adică banii se fac în lista de investiții care am avut în acestui an și de acolo se vor cheltui pentru și se vor deconta pentru realizarea investițiilor, așa cum prevede în anexă și cum prevede hotărârea de guvern 463. Da, atât am avut. Când acest proiect s-a prezentat, dacă sunt ceva discuții, scrie la bună. Banii se vor folosi exclusiv pentru problemele care au fost numai. Deci noi deja am făcut niște, în banii care mai aveam, am făcut niște achiziții pe transport. Știți că v-am adus la conștiință de data trecută, din menționăm și am realizat și am reușit să facem o parastieră ca în ceea ce vrește costurile noastre să fie doar pe transport, pe, o să avem și un compactor și un cilindru și buldo pentru a săpa șanturile în zone care au fost mai afectat în Adișa, și pe cetățenii niște zone.
Așa? Și suntem doar pe închirie. Restul de încărcat și de întins, așa, ne ocupăm noi cu utilajele noastre. Ca să avem cât mai mult beneficiu de cadastru și de... Dacă stai să faci o firmă toată infrastructura, înțelegi că trebuie să faci 4 kilometri. Eu mai am de la Mărghii, dar mă rămânești doamna contabilă. Că aici așa nu văd că ăștia 28.000 unde îți băgați în bani de investiție. Deci din ei... Nu, de exemplu ăștia 130.000 se vede aici. Reparații, drumul și poduri. Corect. Și din ei avem dreptul să cumpărăm și să achiziționăm motorină. Și aia se duc la motorină pentru utilajele noastre. A noastră, nu a da, noastră. Doar 30 km. Kilometru. Acolo, cât se învârte roata, pe kilometru, e plătit. 5 lei pe kilometru, pentru ceilalți la oră. Dar noi scutim foarte mult pentru autogreder și pentru vârdul la îndărgat. Asta e cea mare. Iar dacă suma nu iese la nivelul ce-ai avut, el de tot e pură și ce-i s-o dat. Eu nu știu, dar nu știu dacă ați început și ceva, dar la Belțica ce-a făcut acolo e și unul. Acum, dumneavoastră, nu știu dacă ați observat, noi am putut să intrăm inițial și cu autocredere și cu buldo. Noi ne-am făcut treaba așa, pentru ulițele care sunt mai greu accesibile, le-am pus în depozit și la Vasilul Adeal, pentru ulița de la Scutarul de acolo. Aici, la bază, la Iași, am pus pentru ulița de la Michineți, da, așa, de la Luca. Dar acolo trebuie să-mi facem treaba doar cu mașinuța noastră, din mai bine. Îi dăm un dar acum ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Noi facem... După ce reușim ca să facem front de lucru la un cilindru, cilindru vine și cam pe imediat. Noi nu putem să stăm. Imediat după ce se pune la viitoare să avem un cilindru, mergi iar cu autogrele și o adunăm un pic, o să-l tasăm. Domnul primar, ce mai vreau să menționez? În punctele unde ar trebui neapărat să facă zafă, acolo nu se face și la prima poaie, palatul ăsta care îl punem noi acum, îl duce pe da. Sunt puncte care nu trebuie, te dea cu făcușar, cu bordă, cu ce s-a făcut cu oameni, că acum nu mai se dă la oameni de la până acolo, dar cu utilajele de astea, adâncit, suficient ca să nu mai avem probleme. Așa, tot punem balatul, mai repărăm, mai cherim balatul. Dar nu-i aici, dacă e drumul îngust și faci șanțul ăla, dar unde exemplu, la rechitiș, cum vă lăsați acolo, tot e balatul ăla de totdeauna când o poți pus, s-o dus pe drum pe terenul, nu chisam eu, s-a luat altul, dar făcut un salț atât, ca să nu se mai apă, că vine și se duce acolo aici. Numai puțin. Da, dar acolo e drum și de ce? Județean, american, numai puțin. Păi nu mă urmă ca să da. Până de o primă. Numai puțin. Acum să spun despre ce este vorba. Pentru drumul județean pe care m-a tare spus, nu știu, prin sala de aia am primit autobuzul. Nu făcut treabă. Nu făcut treabă. Pentru zonele în care mi-a tare spui că îi afectat, ai văzut, sunt cei de la drumul județean care acum încearcă să rectifice. O să facă și șansele acolo, de cel puțin de la Cărani care coboară la bară, să... Majoreze, o să... Și la fari chiar în banda aceea, cum ajungi în sat acolo, întotdeauna tot balatul, tot dat pe terenul ăla. Da, da, deci ei au acolo un obiectiv. Acolo trebuie 5 punctele, ele trebuie făcute. Au un obiectiv și o să facă cei de la drumul județeni și acolo. Acum, dacă la dumneavoastră mai bine să mai iau un suc de la rece sau o apă, puteți să le punctați chestia asta. Eu de fiecare dată când merg pe teren, le spun. Și dacă am și trei în domitare, e foarte bine. Dar eu zic, nu am zis cu răutate. Nu, dar eu am zis și eu că dacă poți să sprijin chestia asta când mai vin de acolo... Mai bine că la matale pe copilă, nu? Acolo să nu-i nu, la o apă. Da, dacă... Bine, ia mai vrea ceva să scrie? Nu, vreau să spun și eu. Am văzut că în anii 6 a făcut sobala asta foarte bine, principalului.
în unele locuri, excepțional cu șansul adâncit și așa, trebuie punctat și același lucru. Întâi să ne facem șansurile. Cadrul, și după aceea și palasă. Pentru că eu muncă... Tocmai asta este și ideea noastră, dacă ați văzut. Dacă ai văzut, o să încercăm acolo, mai avem niște puncte la Rechiști, la BDC, care ducem și acolo, ca să le... Să le facem un pic mai mari. S-a făcut. Problema este în felul următor. Dacă apa va fi, precipitații vor fi în niște cantități medii, suntem salvați cu șansele care le facem. Să nu fie ceea ce a fost. Știți foarte bine ce a fost. Au fost niște cantități extraordinar de mari. Dăm cuvântul lui domnul Dumnezeu. Deci, poți vrea ajutor primar. Apa care a fost, mă refer chiar pe uliță la mine. Șantele au fost făcute în tot cu gurdul primar. Nu au avut nicio șansă, dar apa a fost de 60-70 metri pe drum. O dus pământul tot. Deci l-au fundat pur și simplu cu balastru, așa la nivelul drumului. Mai mult. Dacă banii care îi avem alocați, nu putem să facem drumuri ca să apa să curgă la șansă. Mai de unii atâția bani ca să faci drumuri la standard. Să fie corect, să apa să curgă spre șansă. Facem cum putem și ne discutăm cu ce avem. Asta e situația, da. Cu toate că șanturile trebuie făcut peste tot, de la A la Z. Oamenii nu mai au putere, nu mai au posibilitate, nu mai au... Nu este ce se face. Nu mai are cine. Ca încetul, cu încetul, sperăm să o rezolvăm. Poate și un bătrânit, poate la șansă. La cei care îi aveam, și la cei care îi mai aveam disponibil la BDC, ați văzut și noi să s-au transuțiat. La Strugați, spre exemplu, sunt trei inși, care sunt cu care probabil o să-i folosim două, trei luni de zile la crăpat lemnic. Sunt și buni crăpat lemnic, două Fernaro, domnul Toscănescu cu Vachi zis și cum îl cunoaștem noi mai de aproape, și domnul Benoni, Rungu, și nu mai avem. Acum am nicunii. Îi aveam pe cei din Răchitiv și îi aveam pe cei de la Cetățuia și s-o construția și nici lemnile care înainte le făceam cu cei de la școli social la școli, am fost că chiar nu avem cu cine să-i facem. În ritmul în care vor stoarce lemnile, nu ne vedem cu lemnile la adăpost. Da? Mă rog. Pe o parte este foarte bine că s-au dus la lucru, pentru că au bani pentru familie și pentru întreținerea lor. Ne plângeam când erau, ne plângeam când nu sunt. Mai avem ceva discuție la acest proiect? Supun la loc cine vede sau cine cineva? Trece la al treilea. Da, îi folosim zonă. Ca dar și pe ei o să fie o modalitate, o să-i aduc și ne acolo. Da, dar să fie cu șoarele cu care numai la treabă. Dar să fie la diverse, mai discutat. La diverse. Gata, hai, venit. Hai, trece la pe un plan de actualizare a planului de analiză și acoperirea restului pentru Comuna Strugari. Aici era cuvântul domnul secretar să-l prezinte. Aici este foarte simplu. Este obligație legală din 3 în 3 ani să avem un plan de analiză și acoperirea riscurilor. În ce sens? Dacă avem dezastre naturale, cu tremuri, inundații, trebuie să știm ce avem de făcut. Trebuie să știm unde să adunăm oameni, ce platforme îi ducem, unde avem versanții cu probleme, unde sunt riscurile. Și în planul acelor studiat sunt toate locurile de evacuare și toată procedura în caz de dezastru. Deci asta înseamnă planul de analiză și acoperirea riscurilor. E o analiză în caz de dezastru, ce facem noi ca unitate administrativă teritorială, cum procedăm, ce aplicăm, ca să putem ieși din situația de risc. În principal, trebuie să evacuăm populația, sunt niște rampe, niște platforme, niște locuri speciale amenajate în punctele cele mai înalte ale comunei, să fac prin sistemele de alarmare, prin servicii de situații de urgență, prin voluntarii care sunt prin contractul de voluntariat și, bineînțeles, implicit prin fiecare cetățean al comunic. Într-o situație de dezastru, trebuie să acționăm. Dacă să acționăm eficient, trebuie să acționăm după niște proceduri. Iar planul ăsta de analiză a riscurilor ne spune cum trebuie să facem, ce trebuie să facem. E un lucru extraordinar, că dacă, Doamne ferește, știți că se întâmplă, ați văzut și cu
torenții ăștia, doar că ești din cutremur, trebuie să știm cum să acționăm, trebuie să știm cum să salvăm până vin unitățile specializate, noi la nivelul comun trebuie să știm ce avem de făcut, până vin cei de la ISU, de la Bacău, de la, eu știu, Pompier și alte unități. În principal la asta se referă planul ăsta, acest plan se actualizează în 3-3 ani, acum noi am fost obligați de lege să-l actualizăm, vedem că sunt 3 ani de zile. Rampele sunt, deci punctele de preluare sunt la biserici, deci în punctele cele mai înalte ale satelor. Și cine a avut curiozitatea să citească, acolo sunt toate resursele noastre, cu ce facem treaba, cum facem treaba, și specificul geografic al localității. Cum îi organizăm? Dacă aveți întrebări, sunt buni, vă răspund cu plăcere. Este vorba și de surse locale și de mijloace locale cu care se pot interveni. Exact. Posibilitatea ca noi, în cazul în care suntem depășiți, să cerem sprijin de la unitățile specializate, sperăm să nu fie eveniment. Exact. Dar sigur, de vom arăt. Dacă sunt cu ceva ce da, nu mai vreau să spun că este un lucru bun pentru că strasează responsabili tot ce înseamnă cum se procedează în cazul unei calamități. Cine se pare mie, mi se pare sunt mari, 150 de milioane de lei vechi. Plata pentru acest proiect. Eu, mi se pare foarte mică, dacă vă interesați la alte unități, sub 20 de lei, nu problema e în următoare. Să fie, n-am studiat un alt plan de stat în anumite la alte comune. Să nu mai nu fie schimbat numai anumite. Strugari cu scorțeni, de exemplu. Domnul și domnul să fie... Eu cu domnul primar am stabilit să-l facem noi. Știți că n-am putut să-l facem noi. Prin da, lege ne obligă să vedeți o persoană. Ați înțeles? Că și nouă ni s-a părut că, într-adevăr, munca grea, o să spunem domnul colonel Buftea, munca grea era atât. Înțeles foarte greu de lucrat. Dar, din păcate, legea nu ne permite noi să ne facem lucrurile astea. Aia reșimiști. Deci am studiat așa în mare, greșeli mai sunt de... Unde nu sunt greșeli? Dumneavoastră în activitatea, dumneavoastră nu aveți greșeli? Da, 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 da. Ei, vedeți. Cea mai... Și dumneavoastră activitatea dumneavoastră mai greșeli. 100% poate mai mult. Da, dar important e că îi facem, că ne așezonăm cu toate procedurile legale și facem să fie bine, să fie înainte. Nu, sunt lucruri care trebuie spuse la punct, pentru că legislația te obligă și dacă nu te obligă, te obligă, dacă nu realizezi ceea ce te obligă legea, vin cu sancțiuni, care sancțiunile depășesc sume de 30-40 aici vorba de jumătate de... Nu, aici vorba de jumătate de lei. Da. Nu, eu am spus că depășesc sume de 30-40 mii de lei. Și eu... domnul Hangan a văzut foarte bine acolo, faptul sunt responsabilități. Adică legea spune, ești acolo pe costă de primar, de securitate, ce ești primul celor responsabil. Ai niște obligații și ai responsabilitate. În cazul în care, Doamne ferește, ar fi dezavant. Are cineva, acolo, din pot sau de o punte sau de lucru, este responsabil de nu am făcut așa ceva, primăria comunii prin cine? Prin cei care sunt acolo în comisia respectivă. Ei s-au pus la adăpost, noi ne-am pus la adăpost furtii, dar responsabilitatea este în cârta fiecare dintre noi care este acolo. Și am asta a fost local, pentru că noi am aprobat, facem. Ce s-o mai aici așa, de exemplu, biserica de alăsuie nu poate să cazeze 100 de persoane. Nu este vorba de cazare. Nu, nu, nu. Adică asta, de adunare. Adunare. Nu se pune oare în față. Deci nu se doare. Deci care e problema? Dar nu se strângă. Acolo este vorba. La o adică, Doamne ferește de ceva, au căzut 10 case de acolo, ne adunăm, stăm la adăpost într-o noapte, cum putem acolo? Că ne ducem la vecin, că venim în curtea școlii, că ne ducem în altă parte, dar inițial acolo ne întâlnim. Dar nu am domnule, și acolo ne vorbim aici de pe dezastru. Dacă e din domnul Botezat a fost de față. Noi când au fost inundațiile alea, noi n-am fugit pe dealul la biserică, eram chiar acolo. Eram chiar acolo unde apa era suficient de mare. Și cred că era mai mare decât toți tractorii la ea. Nu, n-am greșit. Era o mașină acolo, că erau chestii. Pentru apa se iese, vorbea cu primarul vinovat. Da, l-a luat. El singur n-a luat măsurile.
el, da, pe pentru alții. Ce bune, foto, trebuie să punem un indicator acolo, în caz de inundații, pericol din mic. Pericol din mic. Da, mă rog. Asta mai e mai să votați. Supunem la vot acest proiect, cine pentru? Contra? Sau țin cineva? Trecem la diversiune. La diversiune, dacă vreți, am câteva cuvinte să spun. Satul cetățean... Să scrie la cuvântul în voce. Da? Altcineva să mai scrie? Altcineva să mai scrie? Domnul Hanganu. Altul? Domnul Profil. Mai e cineva? Bine, da, să vă mulțumesc. Da? Hai cuvântul domnul Mocic. Dintre toate satele comunii Strugari, cel mai marginalizat este satul Cetățuia. Când avem asfalt, nu avem asfalt, dar nu avem niciun mijloc de transport de ieșit la oraș. Nici la Bator, nici la Mănești. Vă rog să interveniți cum vin aia să ceară autorizație să intre pe comuna Strugari, să vină și până Cetățuia, măcar micropodul de Bator. Avem oameni angajați care lucrează la Bacău și îți plac mai la PSD ca cu 50 de ani. Una la mână. Următoarea treabă este strada Hațașului. Dacă vreți să mergeți pe acolo până la Măgirescu, Jenel, fostul Jenel, să vedeți dacă puteți merge măcar cu piciorul, ce zgăuri s-au făcut de la apă. Am văzut că s-a dus o mașină de barat în fața bisericii, foarte bine, poate mai trebuie, nu știu, vreo una. Și de la jumătatea dâmbului de acolo, la vale, pe Dejănel, acolo trebuie pus un putură. Cineva o duce și piatră mare, de 30 pe 30, așa, acolo un fundal și canale, dar trebuie un put și revizuitor, dacă și satul cetăție, că face parte din comuna Strugari. Vă mulțumesc! Bine, mulțumim! Are cuvântul domnul Omgaldea. Să nu, răspundeți-i domnul. Ca să nu ne suprapun, ca să nu ridici poate mai chestii care se suprapun și vine să le lămurim. Noi am căutat ca să facem, să facem lucrările și automat că ne-am dus pe iarăși pe Petricica, unde dacă mai plouă sau timpul este nefavorabil, nu prea putem să ne urcăm cu utilajele. Azi, mâine, probabil, o să ieșim din rechitit, după aia ne rămâne satul Cetățuia. Și dacă ne rămâne satul Cetățuia, la biserică acolo, ați văzut, noi am început să ducem, am pus o basculă, am pus vreo 6, vreo 4 bascule sus la Tomberon, la Botezatul, la Marcica, special pentru zona aia de acolo, pentru că eu dacă mă duc cu șelicar cu mașina mea, le basculez mult mai ușor. Îmi vine mult mai ușor. Astea care vin, merg cu spatele. De ei, tocmai de-asta am încercat să ducem cu spatele. Și am făcut-o doar cu spatele până acolo. Nu ia foarte mult timp. Dar avem în vedere ca și corul de la vale, de acolo, de la... Să ducem un tub de aici. Ați văzut că avem niște tuburi la boss, la poartă, cum îi spunem, la neapostică fabără. Și o să punem și un tub la manta, ca să putem să mergem pe el și rezolvăm și partea aia de sat. Într-un de ala de 1500, ar trebui și aici, la intersecție de la Troiță, la Viorel, pentru că sunt două tuburi în partea de la deal, care s-au deplasat unul de altul, trebuie scoat acele afară și-au pus unul de 3 metri de la 1500 în capul lor. Nu îi trebuie tub de 1500. Au fost noi cele mari, au trecut apa peste drum, nu au capacitate de... Nu îi trebuie tub de 1500. De 1500 acolo, jumătate se colmatează. Un tub de 1500 de un metru jumătate. Dar tot de ce ala este? Domnule, dacă este de ala, mergem împreună și-l măsurăm. Dacă îi pui tub de un metru jumătate, acolo, jumătate se colmatează. Un tub colmatat, un tub de 80 în diametru sau de 1000 în diametru, poți să-l ridici cu un bultor să-l scuturi. De unul de 1500 care are 7 tori, nu poți să-l ridici și-l scuturi. Eu am niște țevi pregătite aici, la pod, la Tăzlăman, la Bucuri, cum îi spunem noi, denumirea mai populară. Unul dintre ele este la 6 metri, îl punem în cazul care se colmatează, îl ridici sus, îl scutură, îl pune la loc. Da, ceva, dar am luat discuții cu
tăiat-o clienților care trec prin linia electrică sus. Da. Exact o râs de mine cum a fost cu tabla de pe școală, toți noi Ioane, ce mai spui de tabla de așoară? Acum plouă nouă, nu și foarte bine. Vegetația de sulfirii, o râs cineva din metalică, nu s-a... Da, o zis că ce mai zis și arbitabla, ce mai discuții. A. Bine, mulțumim, domnul. Nu, că o să rezolvăm. Vegetația de sulfirii, care s-a, să știți că și la Nalica s-au făcut curățit, și la Petricica s-au făcut curățit, deci nu aveam probleme. În momentul în care atenție la făcut curățenie, hai ca să vă spun, la Petricica jos la băiatul ăsta, da. S-au dus oameni și pe el, pe o parte, tot. S-au rușit rușii, trei ruși, dacă eu s-a echilibrat, au plecat înspre drum. Și acum, că vrei să vii, ce să vii, nu mai vezi de ruși. Și dacă vine ce mă dă sau la bani. Deci rușii s-au obligat, dacă ați observat. Eu le-au luat, vâna, că tăiam așa, că s-au urceam în mijloc loc, tăie partea și tătă și lucru automat s-au rupt. Nu da, mai, nu mai fost deci, eu am fost da. Acolo. Da. Deci nu ai cum să tai pe mijloc ca să faci un pom echilibrat. Dacă firii trec pe partea dinspre grădină. Mai trebuie să vedem cum trebuie să rupă. Păi, nu, greutatea la mulți, acum că ai văzut că sunt foarte multe fructe, le atrag din tot. Dar eu, sincer să fiu, acolo o toaletare sub fire am făcut. Dar ați văzut acolo rușii? Da, domnule, cum să nu. Eu mi-a spus să mă zic, măi, dar cine nu a făcut nimic, zic, nu pot, tot cărpa. Mă uit eu, nu și partea ce trăie tot, și partea despre drum, nu. Și totul strigare. Cred că cel mai bine ar fi... Pericol. Nu, nu, o anetat în partea. Dar oricum, trebuia să dăm jos. Că ce se întâmplă? Ei au crescut greutatea la... De acord? La nuci, la fructe. Așa s-o lăsa pe fire, efectiv. Bine, dăm cuvântul domnul Hangaru. Da, eu aș vrea să reiau un pic discuția lui Neiman. Deci trebuie neapărat un primar mașină de transport în comun să intre în satul cetățenii. Că-i Moinești, că-i Bacău, făcut de mersuri, să ajungă și în satul cetățenii. Dumnezeu să le după Vasilii de Liman, l-a rugat și mie personal, mi-a spus, da, omul mai trăit, omul de zi și omul, când l-a zis, se discut chestia asta în ședință, zic că, băi, nu pot să merg, să un bătrân, trebuie să merg la o farmacie, la un dispensar. Nu cred că o să fie chiar atât de mult în lume să, de la început să se justifice costurile, dar pe viitor, de exemplu, și băiatul meu, ori chiar nu sunt personal și cu așa, nevasta, vor să meargă la servici, pentru că au copii la școală și nu o să discute cu banul de o zi de treabă în stânga de data. Și este nevoie... Uitați, dumneavoastră, ați ridicat problema aici, dar în cadrul ședinței de luna viitoare, noi, Consiliul Local, trebuie să facem adresă către Consiliul Județean și la prima licitație care se va face pe transport public, se include și satul cetățuia. Sau un act adițional să include să lungească traseul. Cu practic, problema poate o să fie schimbată în mai bine, pentru că dumneavoastră știți că noi am solicitat la domnul care face transportul ca timp de o săptămână să meargă până acolo și facă, să vadă, are client sau nu. Deci, oamenii toți care lucrau pe acolo, adică să dea 5 lei, preferați să dea 2 lei pe partea. Poate acum s-au mai gândit este mai bine să lucrăm. Ideea e în felul următor. Le contează abonamentul. Da, 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 deci da. Sunt societăți care le contează abonamentul. Decontându-le abonamentul, le convine să dea 200 de lei sau 300 de lei. Sigur că banii se întorc înapoi. Dacă dă 5 lei, banul... Da, până atunci da. Pentru că și ei se gândesc că este mai bine pentru ei, ca să nu mai facă o jumătate de oră sau până la Florești, pe jos, o jumătate înapoi seara, le este mult mai bine să urcă în microbus. Același lucru a fost și la Rechitici. Deci prima dată când s-a dus, nu prea a avut clienți. Ai văzut că beneficie din mijlocul de transport, oameni la lucru și mai departe. Le facilități. Eu am să fac o adresă și pentru transport acum. Trebuie să fie ce mai bun.
Exact. Și licența de transport se va da pe traseul. Exact. Avizul se va da cu... ce se întâmplă? Traseul se va face cu avizul Consiliului Local. Și noi o să facem demersul. Dar la avizăm doar dacă se face... Ce ești? Exact. Despre ce vorbim? Despre ce vorbim? Dar mai ales să știți acum o chestie de economie țidească. Dacă omul lungim... Haideți să vă spun o chestie. Altceva vă facem o cetate privată. Mă secretar, dacă... Păi noi trebuie să ne vedem interesul ca comunitate. Așa o să facem. O să facem mai trebuie să spunem. Nu-i interesează pe noi că îți poate mai puțin cu 5 lei. Treaba lui. Dacă se înscrie și vrea să fie operator economic în comuna Sticlari și să ajungă până acolo, să ajungă până acolo. Dar e foarte bine, domnul primar, cum ați comentat și... Da, da. Altceva vă trebuie să mai spun de ca și... Special mai rău. Domnul profesor. Exact. Deci chiar așa și bine spus. Bacău să ajungă neapărat. Acum o facem așa, Bacău, cetățean, mai facem Bacău. Dar sunt copii care începe școala și fac la vie, până... Da, da, corect. Legat de drumul ăsta, am înțeles că o să fie acoperit cheltuielile de Consiliul Județean, dar s-au făcut mari excepții el și o cheltuială pentru niște grupi care se puteau... Da, dacă sunt bani... Sunt ingineri care constat, noi suntem ingineri. Dacă el a constat din cauza gaura lui, așa... Nu, bine. Dar prima e foarte... O făcut bine, dar să facă și șapte. O făcut foarte bine cu atunci. Vă discutam de diplom. Nu, de alt. Domnul a discutat de zona... De șapte. Dă-mi cuvântul domnului Probier. Vreau să spun cu... ideea asta la magazinul ăsta vechi. Nu se mai ocupă absolut nimeni de curte, de șanțuri, de garduri, au căzut toate garduri. E simplu acolo. Este proprietar, făcut adresa la proprietar și așa. Nu e apropiație? Ce mai este? Să fie în băgata citație. Garduri au căzut. Poate fi de mai zic mai cazi pe drumuri, mai pui o proprietate. Dacă fie de vechi, dacă vreau, dacă problema noi am discutat-o cu domnii de la Federal Coop. Este la a treia licitație scoasă la licitație, a treia oară scoasă la licitație. Sumele se diminuează probabil cu de ale 10% de fiecare dată pe pașii respectiv de licitație. Nu și de fel, așa nu-i procedere. Poate prima dată de 10, mai mai ultima. Și dacă... Și am înțeles, am înțeles că vor fi. Pentru că, uite, și la noi am spus la licitație altul canal, da? Prima dată nu am avut un licitator, un ofertant. Acum am spus iar la licitație și avem scriștori. Astăzi mai avem un domn de la o firmă care vine și face vizita în teren. Pentru că se fac vizite în teren pentru fiecare... Ca să vadă, să scrie. Dar problema e, după mine, la a doua licitație, prețul la dumneavoastră a crescut. Sumele repartizate sunt aceleași. Condițiile de licitație sunt aceleași. Numai că ofertanții, probabil, se duc la mai multe licitații, văd dacă iau sau nu iau, acum s-au îndreptat și asupra noastră și probabil o să avem la finele datii când e pusă pe SEA, vom avea un câștigător. Problema, dacă tot am plecat de magazinul ăsta de la Federal Coop, nu o să dea nimeni suma de 1 miliard de lei vechi. Pe o asemenea degradare, e pauză. Da, problema e unul. Asta e ultima licitație, eu știu că nu. După aia să ajungi la negociere. Ultima licitație. Iar dacă nu se vinde acum, ei vin o renovează. Se renovează de tot jos, face tot ce trebuie și acolo și nu are. Mă refeream... Cine face contractul, firmă care aduce bătul aici. Știți ce se întâmplă? Nu te poliți. La sfârșit. Am înțeles că s-o contract. Domnul Unu, am înțeles să vă duc grajdele. Să vă duc grajdele cu suma de 1.400.000 și ceva de milioane de lei, că e 140.000. 140.000 de lei fostele grajdele ale Consiliului Local.
Și totuși acolo e investiții mult mai mari și aici... Da, da, 1.400.000 de tine țin data pentru urmă. Anul ăsta. Dar nu, acolo... Deci... Da, fost recrașul. Deci, în realitate. Deci, după, acum vorbim ca la diverse. Da. E o chestie diversă și trebuie să o spune. Fiecare vorbește în auzit. Corect. E sursă. E sursă. Realitatea este că prima dată s-a cerut 120.000 de euro. 120.000 de euro. Și după aceea s-a vândut cu 70.000 de euro. 70.000 de euro. 74.6 vezi că sunt vreo 3 miliarde. Da. Eu știu că s-a vândut cum... Dar oricum, ca și bunuri, ca și așa, altele acolo, ca și spraț construită și nu știu ce. Adică, teoretic, un ongraj din valoarea aia. Da. 3 miliarde de lei. Da. A doua problemă, ce facem cu societatea asta, agricultorul, ne-a devastat drumurile agricole. Nu mai putem circula la dățile noastre. Deci, eu sunt nevoit să merg din palat, cum așa, da. Nu mai poate. Da, da, da. Ce ai făcut ceva, Oli, solicitat să fim să le răpară, Oli? Am ales că nu ieși, tu ieși din șerul ăla cu tot pământ, o mai turna pornirea de asfalt. Nu se uită pe ei. Nu se uită, da? Te-ai adus la cunoștință să putem și să facem pace, că altfel... Sau mie mi-au lăsat din bucăți în loc din 4 haragi, mai am un harag la bucat. Da, nu e așa, poți. Da. Sau mi-au luat sau din Lucerna, tăiem, tăiem un harag. El îi pune de la noi. Un harag jumate, no, tăiem Lucerna. Nu, e așa, poate că nu mai timp. Am bătare de școli, nu știu, dar 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 am fost la tractorii în înțelepciunea dumneavoastră a Consiliului Local. Care să ne credeți problema asta de a fi rezolvat? În înțelepciunea dumneavoastră ca fort deliberativ. Nu, nu, nu. Deci cum vedeți? Schemat, purtat în discuție cu dânsii și impus niște reguli. Și reguli ce am spus. Ce a venit acum 2 ani la hotărâre de consiliu privitor la tractoarele noastre din sat? S-au respectat acea hotărâre de consiliu. Ok, mă, și eu n-am respectat, am avut un trebuit. Dar nu trebuie să spune. Nu trebuie să spune. O să facem așa, o să ne vedem la hotărâre de consiliu. Este prea mare. Ascultați-mă puțin. Noi o să îl impunem, așa cum le-am pus la cei care au transportat, care au transportat lemne, pe care și le-au făcut, o să corect. Vorbim cu dumneavoastră, să le fac. Nici noi, care mai suntem și de față aici, care n-am fost cheie de biserică cu tractoarele. De asta vreau să spun că, da, o să găsim înțelegerea, cel puțin perioadă, să circule pe marginea aia, să nu mai avem de-a face prin sat, așa, și pentru Petricica sau nu, să urci domnule la coșerii, anul ăsta a fost un an mai dificil. Pentru dumneavoastră și pentru ei. Anul trecut nu ne-am plâns, pentru că a fost direct, dar anul ăsta a fost mai dificil. Dar acolo unde a stricat, trebuie să-mi drepte. El are bucata asta, da? Până ajungi la ce trece prin poșa și șapte bucăți, m-am mis fiind de drept. Da. Pentru o dată mă urmă de la Dumnezeu. Deci, când vrei din treaba să dată, mi-e făcut. Da, cu din treaba să dată. Deci, că e o urmă de treaba, interesele am pentru noi. Sunt prinse în hărți drumurile astea ca și drumuri. Când noi degeaba spunem să ne facă drumurile, dar nu sunt prinse. Asta e drum agricol. Eu pot să mă duc pe cap. Eu ce vei de la unul altul. Asta vreau să spun. Domnul Hangar, nu vreau să întrebați. Noi pentru drumurile care le solicităm, dacă sunt, da, sunt drumuri de acces agricol, se servește și ei, se servește și populația. Ei au făcut niște lucruri bune, că au făcut și decolmatări și nu știu ce, dar o să le impunem să le fac. Nu știu dacă ați fost, dar noi bune am trecut într-adevăr. Ideea e următoare. Acele drumuri îs măsurate topografic și îs în baza... Noi trebuie! Haideți să spun o chestie. Noi o să încerim... Dar noi o să încerim și după aceea o să pun în barieră pentru că el o lua majoritatea pământului. Nu, nu, nu. Da, deci să dăm baria pământului. Nu se pune problema de așa ceva. Auzi, dar eu nu ținic o de barieră mea de drept.
Da, e un arendă, băi. Vă rezolvați săptămâna ce vine, o să vorbesc. Domnul Trofe, mă aveți oameni? Nu, adevărat. Nu știu, domnul. Dar nu e făcut la asta, chiar nu dă propoziția. Așa, domnul cuvinte de spus, tot de mână la școala aia de la Iaz. Nu s-a lăsat, autodemolat. Autodemolat, așa, că nu mai prezenta siguranță și ar trebui să facem o recurățenie, să luăm mărul zonare acolo și să ne vinem un pic, să facem un parc de joc pentru copii. Păi poate că s-o mulțe, poate de lumea să mai bine. Stare demografică la ea din bună. Exces noți, rutier, toți că rog, iar. Întrucât materiale prezentate s-au discutat, declar ședința închisă. Nu, 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 nu. Ce să mai faci? Ce să mai faci? Mulțumim și expozitele. Vă rog, nu vă băgați în viața unui președinte. Vă rog, procedat foarte bine. Bine, mulțumim.